Bună, dragii mei capricorni! Citirea dumneavoastră pentru octombrie este gata. Imediat după ce o voi interpreta, ca să zic așa, o voi publica pe site. Sunt convinsă că mulți dintre voi o așteptați, așa că cu mare drag sper să vă dau vești bune sau vești care să vă ajute, dragii mei, în deciziile pe care urmează să le luați. Înainte de toate vreau să încep cu un mulțumesc. Un mulțumesc pentru toate persoanele care mă sprijină. Canalul meu începe să crească greuț, dar crește cu siguranță. Îmi place să fiu recunoscătoare pentru toți cei care s-au abonat, cei care îmi vizionează etalările, cei care îmi scriu un comentariu, distribuie sau care mă susțin fiecare cum pot. Energiile pozitive și gândurile bune ne ajută pe fiecare în viață să atragem ceea ce trebuie, dragii mei, deschiți pozitiv, aveți încredere în voi și totul este minunat. Citirea aceasta se potrivește și pentru cei care au luna, soarele sau ascendentul în Capricorn. Iar dacă aveți o persoană dragă vouă în această zodie și vreți să vedeți cum va fi luna octombrie pentru ea, intrați, dragii mei, și nu veți avea surprize, ca să zic așa, în ceea ce privește persoane dragi vouă din zodia Capricorn. Înainte să vedem ce cărți am extras pentru voi, eu voi începe cu principalele mesaje pe care le văd sau le simt sau mi se transmit, ca să zic așa, din etalare. Luna octombrie pentru voi, dragii mei, este o lună în care voi vreți stabilitate financiară, o să economisiți mai mult, nu o să mai fiți așa de risipitor sau cheltuitor, cum sunteți până acum, pentru că ați trecut printr-o perioadă grea din punct de vedere financiar și vreți, dragii mei, să faceți economii, să puneți deoparte, să nu mai duceți grija zilei de mâine. Mulți dintre voi, în această lună octombrie, pentru că banii aduc fericirea, în cazul vostru, veți face orice pentru bani și veți avea pretenția de la partenerii sau de la viitorii parteneri, mai ales pe plan sentimental, să fie atât pontezi din punct de vedere financiar, dar să vă fie și pe plac, dragii mei. Nu prea se poate și cu și cu, sau dacă aveți noroc și sunteți unii norocoși, ca să zic așa, veți găsi persoana potrivită în această lună sau până la sfârșitul anului, dar nu văd prea multe relații care vor începe în această lună octombrie, ca să zic așa. Este o lună bună, dragii mei, trebuie doar să nu vă mai limitați singur, mai ales partea asta sentimentală, și să apreciați tot ce aveți, dragii mei, să nu dați cu piciorul la ce aveți la ora actuală, doar cum vă să vedeți ce partea asta profesională dintr-o plictiseală, ca să zic așa. Astea sunt principalele mesaje pe care eu le văd. O să faceți bani mai ușor în această lună, o să vină neașteptat și nemuciți, dar toate acestea la timpul potrivit când voi citi cărțile, da? Am extras pentru voi, ca energie generală, 4 de monede, da? Mie cartea îmi place, unora nu le place, mie îmi place fiind taur, înțeleg cum este cu, să zic așa, economisirea asta, dorința asta de a avea. Pe partea profesională, 4 de cupe, profesional, job, carieră, financiară, cavalerul de monede, deci este vorba de bani, cum am spus mai devreme, sentimental sau partea sufletească, relații interumane, 8 de spade, și aici starea dumneavoastră de bine, sănătate sau ce este în sufletul sau în capul dumneavoastră, ca să zic așa, eremitul. Haideți să vedem cum se leagă ele între ele sau ce mesaje ne transmit fiecare în parte. Iar 4 de monede, energia generală sau ceea ce influențează luna, este cartea de bază, ca să zic așa, pe celelalte domenii, de aici pornește tot sau ceea ce gândiți dumneavoastră. Spune așa, că luna octombrie, dragii mei capricorni, sunteți zgârciți, lacomi, nu vreți să mai dați la nimeni din ceea ce ați economisit, pentru că o să aveți ceva bani în această lună mai mult decât ați avut până acum și datorită lipsurilor financiare pe care le-ați avut în trecut, deveniți foarte, foarte avari, ca să zic așa. Este cartea bogăției, lăcomie excesivă specifică oamenilor bogați, da? Deci vedeți cum acest omuleț strânge, deși are suficient de mult monet, pentagrama în brațe, în sens că nu vrea să dea la nimeni și vrea să aibă cât mai mult, să economisească cât mai mult.
Este o atitudine bună, dragii mei, pentru că veți reuși să puneți deoparte bani, da? Deci nu vă mai asumați niciun risc financiar în această lună octombrie. Nu mai dați bani decât dacă sunteți siguri că îi primiți înapoi sau poate peste decât dați. Nu mai cheltuiți cu persoana dragi bă, așa la alea lung, pentru că v-ați dat seama că este doar o risipă financiară și că nimeni nu apreciază efortul pe care voi le faceți, dragii mei. Ați învățat lecția, în sfârșit, că pentru a avea, pentru a economisi, trebuie să fiți mai puțin cheltuitori. Veți pune deoparte, vă veți gândi la ziua de mâine, mulți dintre voi la pensie, ca să zic așa, și vreți să vă asigurați stabilitatea financiară, pentru că în trecut sau chiar trecut apropiat, dragii mei, voi ați suferit. Știți ce înseamnă lipsurile, știți ce înseamnă a fi sărac în ghilimele, nu vreți să vă mai întoarce niciodată la situația la care ați fost. Este o atitudine bună, din punctul meu de vedere, pentru că toată lumea trebuie să aibă asigurată oarecum ziua de mâine, adică să nu ne culcăm pe urechi că dacă acum nu e bine, trebuie să risipim tot ce avem. Din punct de vedere sentimental, să trecem și la partea asta sentimentală, pentru cei singuri au foarte multe pretenții, dar își caută partenerul ideal. O să vedeți și aici că de fapt ei își impun anumite constrângeri și din cauza asta nu știu ce să aleagă în luna octombrie. Vor partenerul perfect, vor persoana în care dragostea și cu partea financiară, să zic așa, stabilitatea financiară se combine perfect una cu alta, adică vor să fie și frumos și deștept și cu bani și să-i iubească și să-i aprecieze. Vor partenerul perfect. Dacă nu este, mai ales pentru cei care au fost mușcați în trecut de tot felul de relații toxice unde au eșuat, acum vor perfecțiunea, vor să fie apreciați, vor să fie iubiți, vor să li se ofere cum oferă și ei, iar dacă persoana aceea nu apare, ei cu siguranță nu se mai bagă în relații doar să fie de dragul de a fi. Deci așteaptă mai bine decât să aleagă persoana nepotrivită. Pentru cei care sunt într-o relație de cuplu, ei sunt considerați materialiști, cel mai mult de la partenerul de lângă ei, pentru că ei oferă, vor ca partenerul să facă, să zic așa, aproape imposibil ca să ducă mai mulți bani, vor să se acorde și atenție, vor să fie și iubiți, deci cer practic, dragii mei, totul de la persoana de lângă ei. O să vedeți că se simt pe partea asta de 8 de spade, se simt neiubiți și nemarginalizați, dar de fapt din cauza lor sunt așa, pentru că au prea multe pretenții. O să fie considerați materialiști, dar nu interesează, pentru că scopul Capricornului în luna aceasta octombrie este să aibă cât mai mulți bani, să pună cât mai mult deoparte și ei consideră că scopul scuză mijloacele. Cine nu se ridică la nivelul de așteptări, să zic așa, sau cine nu ajunge, chiar dacă sunt în relație de lungă durată, dragii mei, mai bine pleacă sau se gândesc să plece sau eu știu ce gânduri au capricornii, cu siguranță vor mai mult și încearcă să obțină imposibilul de la partenerul de lângă ei. Bani, bani și iarăși bani este cuvântul cheie pentru luna octombrie pentru voi, dragii mei capricorni. Lumea se va întreba ce este cu voi, pentru că nu erau obișnuiți cu voi să fie așa zgârciți, nu erau obișnuiți cu voi să nu mai cheltuiți în stânga și în dreapta, erau obișnuiți cu alt gen de persoane, dar bine faceți, pentru că așa veți reuși să lăsați deoparte persoane care vor decât interes la voi, dragii mei. Veți vedea că mulți dintre voi nici nu vă vor mai vizita în această lună octombrie. Acestea sunt ce pot să fac ca energie generală prin patru de monede, dar să vedem ce se întâmplă pe celelalte domenii, să vedem cum se leagă între ele. Pe partea asta profesională avem patru de cupe. Patru de cupe, vedeți aici bărbatul acesta, deși are tot ce își dorește, are cupele pline și mai primește într-o cupă, încă o cuplă în această octombrie, da? Este cartea plictisitului. Sunteți plictisiți, dragii mei, nemulțumiți, vreți ceva nou, să zic așa, ceva să vă scoată din monotonia care se întâmplă în viața de zi cu zi. Deși aveți, cum am zis, totul, câștigați destul de bine, mi se pare că lucrurile sunt monotone, plictisitoare, parcă ați vrea să faceți altceva, parcă vreți la locul de muncă să schimbe ceva, să primiți noi sarcini sau atmosfera de acolo să fie cu totul alta decât cea plictisitoare. Dragii mei, și voi trebuie să faceți ceva, să ieșiți din starea, să nu așteptați doar de la ceilalți. Pe cei care, deși
aveți totul, cum v-am zis mai devreme, vă bate gândul să plecați la actualul loc de muncă, ca să zic așa, mare grijă, pentru că viitorul loc de muncă poate fi mai antrenant, poate fi mai interesant, dar cu siguranță nu veți câștiga și nu veți avea stabilitatea pe care aveți la locul de muncă pe care îl aveți deja. Deci nu vă gândiți să dați ce aveți pentru ceva ce e posibil să fie mai bun sau mai prost, că cu siguranță va fi mai prost. Pentru cei care sunt într-o afacere sau într-un parteneriat, tot așa, vreți să schimbați ceva, vreți să câștigați poate mai mult, vreți să vă implicați mai multe proiecte, dar nu reușiți, dragii mei, pentru că trebuie să vină și de la voi, nu de la ceilalți. Voi aveți în această în octombrie așteptări mai mult de la cei de lângă voi, nu de la voi. V-am zis, este bine unde sunteți, o să câștigați mai mult decât câștigați până acum, pentru că prin cavalerul de monede, ca să trecem așa la o interpretare propriu-zisă, vin bani mai ușor decât prin ajutorul unei persoane, dragii mei, care are stabilitate financiară, are putere, are funcție de conducere. Vine poate o promovare pentru voi, o mărire de salariu pentru mulți dintre voi, bonificații pentru că ați muncit, dragii mei, și veți câștiga mai mult în această lună decât ați câștigat până acum. Sau vin niște propuneri de activități extra job, ca să zic ceva, pe lângă jobul care aveți actual, care va aduce bani ușor și muncă puțină, da? Deci, din partea unei persoane potentă, ca să zic așa, care vrea să vă ajute, că știe că sunteți persoane capabile și muncitoare. Aveți mai multe șanse de sursă de venit pe lângă cea care o aveți deja, vă va crește probabil pentru mult salariu, așa că nu plecați, dragii mei, doar din plictiseală de unde sunteți, că va fi mult mai bine. Cavalul de monede, legând și de partea asta sentimentală, cum ați văzut că mulți dintre voi vreți bani în această lună octombrie, veți alege cu siguranță un partener care, deși nu vă atrage fizic, care, deși sexual, nu mai zic, nu o să vă împlinească niciodată, are posibilitatea să vă ofere viața de lux sau comunitatea financiară pe care voi o căutați. Mulți dintre voi, mai ales cei tineri, să zic așa, veți intra într-o astfel de relație datorită faptului că vreți, cum am zis, mă tot repet, pentru că ăsta este cuvântul cheie, stabilitate. Deși știți că persoana asta nu o să vă împlinească niciodată pe toate planurile, alegeți partea asta materială pentru că vreți să nu mai aveți grijă zilei de mâine. Este o persoană care, într-adevăr, vă va ajuta, este o persoană care vă va respecta, este o persoană cu care puteți să construiți, poate fi Taur, Fecioară sau Capricorn, ca și voi, dragii mei, dar nu este de lungă durată, pentru că voi o să vă săturați, dragii mei, vreți și iubire la un moment dat. Sau poate fi chiar de lungă durată pentru cei care au decât interese materiale. Vom vedea. Cert este că apare și mulți dintre voi veți începe o relație doar din interes, doar pentru bani și pentru profituri în această lună octombrie. Să trecem la 8 de spade, da? Partea asta sentimentală. Ei, dragii mei, cu toate că știți ce vreți, cu toate că încercați să obțineți, sunteți triști, sunteți izolați, sunteți un pic așa îngândurați, ca să zic așa. Nu știți ce să alegeți cu viața dumneavoastră prin 8 de spade, partea sentimentală și eremitul pe partea de gândire, de suflet, ca să zic așa, starea dumneavoastră de spirit. Sunt două cărți care spun același lucru, că vă izolați, că nu știți ce să vreți, ce vreți, că trebuie să știți că trebuie să luați o anumită decizie importantă în viața voastră și vreți să analizați mai bine posibilitățile care sunt, mai ales pe partea asta sentimentală, da? Dar să le luăm pe rând. 8 de spate spune că voi singur vă izolați datorită unor constrângeri sau tabieturi sau, cum să zic eu, mentalități pe care le aveți, dragii mei. Sunteți în situația aceasta de a nu vedea nimic ce este bun în jurul vostru și de a alege oarecum datorită convingerilor pe care le aveți. Vă blocați, sunteți un pic triști și cei singuri, ca să zic așa, dezamăgiți fiind de multe relații în care ei au fost, consideră că toate persoanele sunt la fel, toți bărbați și toate femeile sunt la fel, toată lumea vrea un interes, toată lumea urmărește un interes și nu există dragoste, mulți vă crede că dragostea adevărată chiar nu există și probabil veți alege, cum am spus și prin cavalul de monede, o persoană doar din punct de vedere material. Dacă aveți prin eremitul posibilitatea de a alege mai multe persoane, cei tine singuri, și vă gândiți pe care, ce și cum, ori cu sufletul, ori cu partea asta
materială și veți intra datorită convingerilor, datorită experiențelor pe care voi le-ați avut în trecut, veți alege iarăși greșit persoana care vă ajută din punct de vedere financiar și nu persoana care ar trebui să fie potrivită pentru voi. Pentru cei care sunteți în cuplu, vă simțiți neglijat de partenerul de viață, vă simțiți neiubiți, vă simțiți nebăgați în seamă, vă simțiți marginalizați și credeți că partenerul vrea prea multe de la voi. De fapt, nu este adevărat, persoana aia încearcă și ea cum poate să vă satisfacă toate nevoile, voi aveți prea multe cerințe, sunteți veșnic nemulțumiți, mai este partea financiară și mare grijă, dragii mei, ca dintr-o prostie, dar să nu pierdeți acea persoană, deși voi sunteți convinși că e mai bine dacă nu oferă, nu face, nu trece să mergeți mai departe, o să vă pară rău dacă persoana aceea vă părăsește, da? Deci în lupta voastră aceasta de a avea economisi și a cere prea multe la partener, mai ales că nu mai aveți încredere nici în voi și nici în relația respectivă, neîncrederea poate duce la despărțiri. Eu v-aș sfătui, mai ales pentru cei care sunt într-o relație de lungă durată căsnicie, să vă gândiți la ceva legat, să vă gândiți că persoana aia chiar vă iubește, că se străduiește și ea cum poate să vă ofere ce vă doriți voi, implicați-vă și voi mai mult, pentru că ceea ce oferiți într-un final, aia veți primi. Trebuie să vă luptați cu propriile dumneavoastră mentalități, da? Mai este încă un mesaj pe care îl primesc acum legat de căsnicile de lungă durată în care acum mii de ani se credea că dacă te căsătorești sau dacă intri într-o relație și faci copii cu o anumită femeie sau bărbat, indiferent prin ce treci cu persoana respectivă, trebuie să stai acolo, trebuie să duci crucea, trebuie să duci greu. E, dragii mei, pentru acele relații în care nu mai există iubire, voi simțiți că nu vă mai doriți partenerul, dar nu știți ce să faceți, să plecați, să nu plecați, să căutați altceva, pentru că sunteți legați de mentalitățile alea învechite, da? Eu zic să vă rupeți de mentalități, fiecare dintre noi avem dreptul să fim fericiți, dragii mei, și cu siguranță comunicați mai bine cu persoana respectivă și veți ajunge la un numitor comun unde nu se mai poate, nu se mai poate. Chiar dacă despărțirea nu se va întâmpla neapărat în luna aceasta octombrie, există mari șanse pentru cei care simt ceea ce spun eu acum și m-am aflat în situația asta să puneți punct relației de cuplu. Să ieșiți din ceea ce vă marginalizează, pentru că voi vreți cu totul altceva decât ceea ce aveți. Cum am spus mai devreme prin eremitul, energia voastră în această în octombrie sau starea dumneavoastră de spirit este una negativă, deși aveți tot ce vă trebuie, cum am spus. Sunteți cu gândul mie de părți, vă izolați, prietenii, familia nu vă înțeleg, nu înțeleg ce este cu voi. Pentru că voi știți că trebuie să luați decizii, știți că trebuie să faceți ceva schimbări în viața voastră și bine faceți, dragii mei. Pentru că doar noi singuri putem să ne oferim cele mai bune răspunsuri și trebuie să decidem pentru ceea ce ne face bine nouă, nu celorlalți. Și voi veți face acest lucru în luna octombrie. În luna octombrie doar cântăriți bine deciziile, doar vreți ce vreți, doar vă hotărâți ce vreți să faceți și cu siguranță până la sfârșitul anului veți decide cu siguranță, indiferent dacă este în domeniul financiar sau sentimental, ce trebuie modificat în viața voastră să fiți bine. Eremitul este o carte bună pentru cei care sunt scriitori, artiști, lucrează în domeniul ăsta artistic, cei care creează. Pentru că în liniște, să zic așa, sau în izolare, se creează cele mai bune, sau să zic așa, monumentale opere. Da? Mulți dintre voi veți scrie cărți, veți face muzică sau șleagăre sau mai știu eu ce în domeniul artistic activați voi, care vor avea cu siguranță succes, da? Pentru că este benefic pentru cei care creează în octombrie să aibă succes prin ceea ce fac și care sunt, cum zis, în domeniul artistic. Pentru cei singuri, eremitul spune că au posibilitatea să aleagă între mai mulți parteneri și că e bine să se gândească la ceea ce fac. Cum am spus și mai devreme, eu cred și cu siguranță o să-mi dați multă lume dreptate că veți alege doar partea materială și nu sentimentală, sătul fiind de experiențele proaste și pentru că sunteți convinși, dragii mei, că toată lumea este la fel, că toată lumea are un interes și mai bine să o duceți bine decât să suferiți, mai bine să fiți voi cei iubiți decât voi cei care veți iubi, ceva de genul ăsta spune cartea.
Sfatul meu pentru voi este să vă gândiți la ceea ce vă doriți, să nu vă aruncați cu capul înainte și, cu siguranță, dacă mai aveți răbdare, veți găsi la un moment dat partenerul potrivit vouă și nu doar partea asta materială trebuie să vă atragă. Dacă mă ascultați bine, dacă nu, astea sunt sfaturi pe care eu vi le dau. Trebuie să știți, dragii mei, că ceea ce facem în viață se va întoarce, da? Deci dacă folosim oameni, dacă doar mințim, dacă doar manipulăm, se va întoarce înzecit împotriva noastră. Acestea sunt mesajele pe care le văd din etalarea mea de tarot. Acum voi extrage încă 3 cărți, dar pe partea profesional-financiară, dar și pe partea de dragoste, să vedem cum este luna octombrie, dacă întărește ce am spus mai devreme sau vin alte mesaje. Pe partea asta profesional, financiară, ia să vedem ce mesaje primim. Da. Exact cum am spus mai devreme, aveți eșecuri, nesiguranță și vorbe de la un bărbat cu ochii deschiși la culoare. Cum am spus și mai devreme, voi sunteți nesiguri de ceea ce aveți. Deși nu aveți tot ce vă trebuie, sunteți nesiguri, dar dacă cu siguranță plecați de unde ce aveți acum, doar așa că sunteți voi plictisiți și vă creează anumite nesiguranțe, veți avea pierderi, da? Deci veți pierde ceea ce a spus prin cavalerul de cupe. Încă o dată, dacă cele persoane care se gândesc să plece de la actualul loc de muncă, considerând că vor găsi ceva mai bun, cu siguranță, dragii mei, pierdeți și veți vedea asta în viitor, că v-ați grăbit, că nu ați cântărit bine deciziile prin eremitul și veți avea eșecuri dacă hotărâți să plecați. Partea asta sentimentală, stare de spirit, partea de suflet, ca să zic așa, dragoste adevărată, tânăr, brunet și vorbe de la o femeie blondă. Da, dragii mei, pentru mulți dintre voi apare în sfârșit acea persoană care este dragostea voastră adevărată sau persoana cu care veți intra într-o relație de cuplu, mai ales partea asta de, ca să zic așa, mai mult este potrivită persoanelor căsătorite, își dau seama că de fapt sunt iubiți cu adevărat de persoana de lângă ei și vor încerca mulți dintre ei să își salveze căsnicia. Exact cum am spus mai devreme, pentru acea persoană care cere prea mult de la partenerul de viață, comunică mai bine și probabil unde încă există sentimente și sunt relații de lungă durată, își vor salva căsnicia, dragii mei, și mai lăsați și voi din pretenții, da? Deci astea sunt mesajele extra pe care eu le primesc. Pentru cei singuri, cu toate că ei nu vor alege cu sufletul mult dintre ei, persoana aia care va intra în viața lor îi va iubi sincer și sunt toate șansele ca și ei într-un final să se atașeze sau să iubească persoana pentru felul ei de a fi, nu doar prin ceea ce le oferă. Dragii mei, aceasta este citirea pentru octombrie pentru voi, dragi capricorni. Sper că o să ascultați sfaturile mele. Dacă nu, veți suporta consecințe și vom vorbi despre asta lunile viitoare. Dacă vă place de mine, dacă vreți să susțineți canalul meu să crească într-o comunitate cât mai mare, să fie cât mai vizibil, abonați-vă, like, distribuiri, comentarii, tot ce doriți dumneavoastră să oferiți. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarele mele etalări. Pupici!